Pentru PC-ul sau consola ta o poți face pe G2A, ai linkul în descriere și beneficiezi de o super reducere dacă folosești codul OVI. Ceva băieți și bine ați venit la un nou episod din Draft spre Glorie. Dacă ești nou la această serie, regulile sunt simple, avem voie să folosim decât conșii care facem din draft ca să intrăm înapoi într-un nou draft. Deci trebuie să ajungem cât mai departe draft, preferabil să îl câștigăm. Dacă îți place această serie, nu uita să lași un like. Și când să ajungem la peste 4.000 ar fi absolut genial. Haideți să intrăm în draft. Avem vreo 22-23.000 de coins până acum. Fără probleme continuăm seria. Mai avem și alți jucători la vânzare. Haideți să folosim coins și pac să intrăm în draft. Și avem un 4-1-2-1-2. Aia e o formație foarte bună. Un 4-1-4-1. Un 3-4-2-1, un 4-4-2 flat și un 4-2-3-1 wide. O să fie ușor să găsim, să facem chemistry cu 4-2-3-1 wide, 4-4-2 flat sau 4-1-4-1, dar o să merg cu 4-1-2-1-2, ăsta strâns așa în mijloc, pentru că e o formație, după părerea mea, mai bună decât celelalte. Și hai să vedem, il capitano! Lege PLO! Pele, frate, ce vrei mai mult de atât? Wow! Cât de tare! Cât de tare! Ho, ho, ho! Cât de tare! Hai să mergem să mai punem discuție. Pele! Incredibil draftul până acum. Acum sper să fie și următorii jucători buni. Iguain, Cavani, Giroud, Van Persie, Firmino. Probabil o să-l mutăm pe Pele... atacant, hai, luăm pe Higuain, mergem pe o serie aia ceva? Hai să mergem pe seria, hai să vedem și celălalt atacant. Aoleu, ce avem aici? O Modeste, care e din Bundesliga, Premier League, mai avem ceva din... Nu, o să mergem cu cel mai high-rated, cu Modeste ăsta. Și hai să ne ducem pe rezerve, să vedem aici ce se întâmplă, ce jucători primim. Rafael Boateng, Gibbs, Insigne... Nu prea mă încântă cu nimic, ca să fiu sincer, nimeni de pe aici. Absolut nimeni de pe aici. Haideți să luăm acest fundaș stânga din Premier League. Nu știi cum evoluează totuși dreptul, nu ai cum să știi. Oh, Bale, Shaqiri, Pjanic, Koscielny și Marcelo. N-am cum să nu-l iau pe Bale. Nu am cum, Super Sub este mult prea bun să nu-l iau. Evident. Următorul, Bruma, Felipe Anderson, Niang. Mamă, Niang e forță mondială. Chiar e foarte bun. Ok. Hai să mergem cu Niang. Scoatem pe Modeste afară. A, uite ce frumos am făcut chemistry acolo în față. Ok. Ce avem? Benzema, Rodriguez, Aurier, Felipe, Luis. Marcelo, tot mă forțează, văd cu Marcelo. De ce mă forțează așa de mult cu Marcelo? Am mai luat un fundaș stânga. Nu știu ce să fac. Nu știu ce să fac. Hai să mergem cu Marcelo. Hai cu Marcelo. Guerrero, Fischer. Nu cred că ne ajută absolut nimeni de aici. O să mergem cu Guerrero ăsta. Și haideți să ne... Da, se pare că va fi un serie A. Momentan arată a serie A. Cu Hamzic, Yaya, Ture, Dembele, Modric, Rakitic. Aș putea să-l schimb. De exemplu, dacă merg acum pe un Modric. Dar nu, Yaya Touré, chiar dacă nu fac chemistry, mă băieți, mă, ăștia sunt prea buni. Hamsik nu e rău deloc, iarăși. Merg, hai ca să merg cu Hamsik. Dacă am plecat pe treaba asta aici, pe seria, trebuie să mergem până la sfârșit. Karlström, San Jose, Sahin, Hutchinson. Ok, acum nu prea văd cum mai continuăm noi pe seria. Toți găsesc cu... Da. Să mergem cu cel mai high rated, cu San Jose. Hai să continuăm, na, momentan nu știu ce să zic, tot ne forțează pe seria, bani ne dă,
Zagoev, Ramsey, Khedira. Da, mamă, și Kante pe partea asta, frate, cum ar merge. Ola la. Khedira e foarte defensiv, din păcate. Dificil. O să merg cu Khedira. Merg cu Khedira. Nu așa am greșit. Și o să-l punem, uite așa. O să jucăm ceva de genul ăsta. Na, hai să vedem ce se întâmplă. M-a obligat pe seria, nu e o ligă neapărat care îmi place. Bellerin! Mamă, mergeam pe Kante înainte și puteam să merg după aia pe Sania. Of! Și acum nu mi-a dat pe nimeni. Da, se leagă ăsta foarte, foarte puțin. Carvajal, Zabaleta, Sania. N-am ce să fac. Nu am ce să fac, hai cu Bellerin. Și Vermaelen, Terry, Matip, Jimenez, Vermaelen, pentru că e din serie A. În rest, Matip ăsta aș putea să fac cât de cât cu el, cu Bellerin, și are și... e cam tare Matip ăsta, e cam forță. Bender... Nu, mergem cu Matip pentru că ea full chemistry o să aibă Bellerin pe partea aia. Și poate o mai dregem cumva, poate o mai dregem aici cumva la fundaș. Jagielka, nu prea mi-a plăcut Jagielka, Fonte. Posibil să fim obligați să luăm pe Jagielka. Da, în rest nu prea Fonte ăsta. Nu, no, Fonte e foarte, foarte slab. Maximovic, Vlar, Abdenur. Hai să mergem cu Jagielka. Să dăm portarul Premier League, dăm Premier League. Schmeichel, doamne, deci l-am văzut pe Schmeichel ăsta de m-am săturat în drafturi. Patricio, ok, Summer. Haide, cu Schmeichel, hai cu Schmeichel. Și un fundaș stânga aici. Avem deja unul din Premier League, pe Gibbs. Jefferson. Nu prea ne ajută absolut niciun fundaș de aici. Ar fi ăsta Lulic care este din... Îi mai dă acolo Hamsik puțin chemistry. Hai să-l iau pe Lulic și să-l scot acum, să-l bag pe Gibson. Să vedem ce ne dă pe parcurs. Apărarea arată în schimb foarte bine. Apărarea arată foarte bine, zic eu. Tyson, Eriksen, Gignac, Nani și Fekir. Mă duc cu speedsterul. Mă duc, zic eu, cu Tyson ca super sub. Da, mă duc cu Tyson ca super sub. Trebuie să fim foarte atenți acum. Benteke acolo, Gradel, Pardo. Benteke ăsta. Gradel nu cred că are 4 stele la dribbling. Are. Arată chiar foarte bine acest Gradel. Dini, Mamaev. Mergem, da. Hai cu Gradel. Neapărat cu Gradel. Și să vedem pe cine mai avem în continuare. Bradley, Jorginho, Walcott, Kalou, Depay. But weak foot, ăla e teroare la el. Hunter. Dar nu prea mă ajută Bradley ăsta, nu prea mă ajută la chemistry. Jorginho e posibil să mă ajute foarte mult la chemistry. Da, o opțiune interesantă. Haideți să mergem cu Jorginho. Și dacă îl punem aici... Da, pierde Bellerin din chemistry, dar ne îmbunătățim acolo la Higuain. Ruiz, Herrera, Tolisso, Valencia. Mamă, ce statistici bune are acest Valencia, dar nu avem pe nimeni din Calcio. Hai să mergem cu Valencia, poate ca super sub și să vedem, mai avem decât foarte puțin jucători rămâși. Benatia, Toprak, Shaw. Opa, da, Shaw e mai bun decât Gibson. Dar ne-a dat... Ne-a dat pe Lichtsteiner ăsta, care i-ar da full chemistry mijlocașului nostru central, dreapta. E o alegere destul de dificilă. O alegere destul de dificilă care nu o să o fac. O să mergem cu Luke Shaw, pentru că este peste Gibbs. Este peste Gibbs. Mai bun din ce am testat eu. Pereira, olio, ce statistici are, 88. Pace, dar e din Liga și nu prea ne ajută. Baba ăsta, Abdenur, Adriano. Mama, să păci cu fundașii. Foarte, foarte mulți fundași mi-a dat. Abdenur are și el stats-uri foarte bune.
Hai să-l iau pe Abdenur, ne rămâne decât portarul care nu prea văd cu ce ar putea să ne ajute. Ramsey, Benaglio, oh. Nu mă interesează, chiar nu mă interesează portarul. Cam așa ar arăta echipa la momentul actual, o să vedem după aceea dacă pot să o mai îmbunătățesc cumva, să alegem managerul. Vedem cum merge treaba. Zizou, Zinedine Zidane. Îmbunătățește care dintre ei cel mai mult? Di Francesco, da, Di Francesco ne duce într-un 96 rating. Mergem cu Di Francesco, 96 rating. Și Pele acolo, frate. Foarte tare l-am avut pe Pele. Abia aștept să joc cu el. Primul match. Oh, l-are și el pe Pele, nu pot să cred. Ce coincidență. Într-un 5-2-2-1. Ce urât și-a ales formația. Bine, puternic. Bravo, Hagi. O să atac cu ultima pasă, ne lipsește ultima pasă, o viță, ce naibii lui. La distanță oare? N-avem timp de la distanță. Poate Jorginho, ce aproape! Intercepție, Higuain, fines! Aia e, mă, primul gol al meciului. Am strict de la distanță! A fost și un foul după aia, sau a fost de fapt Higuain? Ce foul turât acolo! Haide, mă, băieți, mă! Penalti! Clar penalti, aia e! Oh, ce urât a intrat acolo! Cât de urât și de și un cartonaș și de cartonaș galben! Să dăm penaltiul cu Pele? Hai, frate, de câte ori a pus să folosești pe Pele? Bineînțeles că o să dăm penaltiul cu Pele, ar trebui să fie... Da, default, haide! O, ce simplu, ce frumos, ce eficient! O, fundașul central! Ce-a scăpat acolo, ce-a scăpat, Di Maria acum? Încearcă bine, scăpat. O, centrală periculoasă! Hai, momentul să-l pedepsim acum pe contraatac, e momentul să-l pedepsim pe contraatac. Haide! Să iasă oare iar cu portarul? Da, a ieșit! Penalti! A fost? Penalti? Sau cartonaș roșu? Ce-i dă mai exact? Se pare că ar fi un cartonaș roșu? Și este penalti! Oh, Pele! Gol din nou în 84 și este game over! Ăsta săracul e atât de frustrat că pierde încât face time play în jumătatea lui. Uitați-vă și voi! Nu o să pot să înțeleg, frate, oamenii ăștia. Deci pur și simplu stă în jumătatea lui. Dar degajează, prietene, să se fluieră, se termină meciul. Unii sunt pur și simplu penibili. Oricum, victorie simplă, ușoară, hai să continuăm cu meciul din sferturile de finală. Meciul 2, băieți, din sferturile de finală. Îl are pe Alexis Sanchez, in form, atacant. Într-un 4-2-2-2, chemistry 91, nu mă impresionează, ca să fiu sincer, echipa deloc. Nian, ce ratare! Haide, Hamsik! Oh! Haide, Bale! Bine, Bale, cu egalarea! Haide pe ei, mă! Higuain! Higuain, e gol, e egalare! Haide, mă, băieți, pe ei, mă! Frumos aici pentru Hamsik! Haide, Hamsik! La lung, Hamsik! Wow, ce-a salvat Loris! Haide, Higuain! Higuain! Ho-ho, ce gol! Gonzalo, Higuain! Haide să încheiem, hai cu Bale!
Băi, frate, m-a zăpăcit Loris? Și Hamsik, vă spun, este pușcărie. Deci Hamsik este pușcărie, a ratat la ocazii, la mijloc nu e bun, în atac nu e bun. Trebuie să liniștim puțin meciul. Frumos. Pele, Pele, haide, Pele, n-a ajuns la ea, Pele, acolo. Of. Trebuie să fie gata oricum meciul, ar trebui să fie gata. Da, e gata. Victorie grea, un adversar bun. Hamsik ne-a mâncat meciul. Oricum, e bine că am câștigat. S-ar părea că am avut iar o problemă cu înregistrarea și nu s-a înregistrat la start echipa. Când vedem echipa adversarului oricum. Asta este. Haide. Frumos pentru Niang. Niang, de ce fugi de ea? De ce fugi de ea? Aoleu, fugea de ninja, nu cred așa ceva. Hai Niang, hai Niang. Hai Niang, alung. Hamsik, da, se știe, dacă ajunge mingea la Hamsik e gata. Totul, nu poate să câștige doi la aerian, nu poate să facă nimic. A luat o minge, a luat minge Hamsik. Și acum poate să printre pentru Pele. Pele, Pele. În final deschidem scorul și a început totul de la Hamsik. Cât l-am certat, cât l-am înjurat meciurile astea și a făcut și el o recuperare și de acolo a plecat golul. Hai fața porții, fața porții cineva. Hamsik, Hamsik! Hamsik, când l-am certat! Când l-am certat și uite că am greșit în meciul ăsta. Hamsik a decis meciul de unul singur. O intercepție superbă la primul gol și golul 2, lovitură cu capul. S-a aflat acolo la locul potrivit, la momentul potrivit. Haide Bale! Haide Gareth Bale! Haide Gareth Bale! Marș! Frumos! Frumos! Hamsik! Oh, Higuain! Ce superbitate de gol! Ce superbitate de gol! Am oprit frumos mingea, am înălțat-o și după aia un vole cu Higuain. Cel mai frumos gol posibil al seriei de până acum. De la distanță Bale! De la distanță Bale! Ho, ho, ho! Ce golazo! Ce golazo Gareth Bale! Și bineînțeles o să vedem reluarea la așa ceva. A fost un șut de la distanță incredibil! Mamă, mamă ce-a prins! Mamă ce-a pălit-o! Puțin efect! Nu începe cu autogoluri. Uitați-vă și voi, alt frustrat. Uitați-vă ce frustrat. Dar nu dai frate, se fluiere, ce? Uitați-vă și voi. Bă, unii oameni chiar au probleme. Cât de frustrat să fie. În fine, 5-0, semifinală, mergem în finală. Finala, marea finală. Are pe Aubameyang, pe Müller, Alexis Sanchez, Sané, Modric, Gonzalo Castro. E o formație foarte bună, acest 4-3-3-2. Cu un mijlocaș defensiv și doi mijlocași centrali. Foarte bună formație. Hai, ăsta e contraatacul nostru. Ăsta e contraatacul nostru. Haide! Ha, ha, agățat Totoprak! Pele, Pele! Ocazie bună, ocazie bună. Ne-am grăbit puțin, ne-am grăbit puțin. Trebuie să fim mai atent. Ia, Hamsik! De ce se strică conexiunea acum? De ce? De ce? Pele de la distanță! Pele, Pele, Pele! Wow! Pele face diferența! În final, în momentul în care trebuie să strălucească, atunci strălucește! Pele cu un gol absolut magnific! Ai, ai mă băieți, mai uite cum s-a dus! Pa! Aoleu, aoleu, aoleu! Ne-a prins aici cu Aubameyang. Wow, ce frumos! Meritat gol, da, meritat. Ce bine a protejat cu Aubameyang. Nici o șansă n-au avut fundașii noștri centrali. Bale, Bale! A dat cu dreptul! Ho-ho.
Pele, n-are forță să se impună acolo și mergem în prelungiri. N-are forță să se impună acolo, ce păcat. Bill! Aia e, mă, băieți, mă, în final, mă, păi... Hai, Nian! Oh la la, 3-1, game over, gat. Deși eu am dat la lung cu Nian, el a dat la scurt, dar nu mai contează, golul e gol. Hai, înapoi pe Bale, înapoi pe Bale! Înapoi pe Bale, mai dă un apele, mai dă un apele! Încă un apele! 4-1! Să vedem ce pachete, ce pachete avem pentru câștigarea draftului. Să vedem ce pachete avem. Haide ei, dăm ceva bun de tot. De fapt, nu e problema de pachete. Problema e ce jucători ne pică în acele pachete. Aia e problema cea mai mare. Hai să vedem un draft între și între. Nu greu, nu ușor, cu meciuri greu, cu meciuri ușoare. Gold și Rare Players Pack. Mi-aș fi dorit să-mi dai poate mai mult. Na. Ce să zic, haide, primul pack, Di Maria și non-rare, bineînțeles, întotdeauna am dat non-rare în pack-urile astea. Foster, o să luăm câțiva coins aici, trimitem la club și vindem după, oricum am vreo 12.000 dacă vedeți, am mai vândut. 12 gold, haide. Haide. Portar, oleu, Mirante e cel mai bun, hai da banii, bă. Mamă, băieți, mă, ce n-ai, chiar așa, cel mai bun jucător. Joci draftul și... Jorginho, am jucat cu el. Mirante, Shawcross, Vermaelen, Mangala, ok. Legenda Totti, Tah, în DIA, Quintero, Rudiger, Scheletto și Adriano. Interesant acest Adriano. O să le facem cu siguranță, fără probleme, coin și pentru a intra înapoi în draft și... Din ăștia două pack-uri peste 15.000 de coins. O să încheiem aici episodul, bineînțeles, dacă îți place această serie. Nu uita să-mi lași un like, hai să ajungem la peste 4.000, ar fi absolut genial. Mersi că te-ai uitat, ne vedem la viitoare. Pa!